Salutare și bine te-am regăsit la canalul meu! Eu sunt Diana și astăzi vom face un videoclip cu dulciuri de Halloween! Și mi-am făcut și eu câteva tatuaje ca să încap în temă. Și ăsta care e foarte, foarte spooky. Adică am un păianjen pe mână! Arată foarte real oricum. Și foarte multe crăpături din acestea. Bun. Ok. Trecând peste tatuajul meu, hai să începem cu dulciurile de astăzi. Am să încep cu câteva dulciuri foarte, foarte spooky. Foarte înfricoșătoare. Și de ce zic asta? Pentru că, e Halloween-ul astăzi. Și am să vă arăt dulciuri de la 1 leu, la 1 leu 50, până în 2 lei 50. Nici n-am dat jos prețurile de pe ele. Acestea au fost 1 leu 50 fiecare, după cum se poate observa. Și am să dau jos prețul acum ca să vedem mai de aproape la ce fel de dulciuri ne uităm astăzi. Și primul este acest paianjen foarte, foarte înfricoșător. Și această insectă, nu știu exact ce este, dar arată foarte înfricoșător. Și avem și un scorpion. Bun, cred că pe care am să-l guste astăzi o să fie acest paianjen. Hai să vedem dacă sunt bune. După cum am menționat, a fost 1,51. Cam așa arată. Și hai să vedem dacă are un gust înfricoșător sau nu. Poate până la finalul videoclipului mă transform în vampir. Oh, wow! Ok. Arată foarte... E foarte lipicios. Wow! Ok! Cam așa arată, deci. Haide să-l gustăm! Ok! Acest peanjen, în ciuda faptului că arată atât de înfricoșător, are un gust de căpșuni și e foarte, foarte moale. Deci e tipul ăla de jeleu care e foarte moale, nu-i tare de trebuie să-l rost 2 ore. Păi, pe peajul ăsta cu siguranță te recomand dacă le găsiți la magazin. Să trecem mai departe la ceva și mai înfricoșător. Am găsit aceste pliculețe. Bun, și scrie pe el Horror Fizz și arată un schelete și zice că sunt bomboane care sunt foarte, foarte acre. Hai să vedem dacă e adevărat. Deci avem niște praf în interior. Și un os. Bun, hai să vedem ce gust are. Osul e din zahăr. Și acum îl punem prin praful ăsta. Și praful ar trebui să fie acru. Wow. Ok. E foarte acru. Drăguță ideea. Am să-l termin mai târziu. Și da, și pe asta recomand dacă-l găsiți la magazin. Bun. Hai să continuăm mai departe. Am găsit aceste două pachetele cu ponei. E
primul pune e galben cu roșu și zice că sunt stixuri cu gumă și un sticker cadou. Și ce spune este mov cu roșu. Hai să vedem ce fel de gust are gumă. Și ce sticker avem înăuntru. Atâtea bețișoare sunt. Iar stickerul nostru este un ponei roz cu negru. Foarte drăguț stickerul. Și acestea sunt bețișoarele cu gumă. Vedem acest pachet. Ok, avem același sticker, dar nu e o problemă. Și hai totuși să gustăm, să vedem ce gust are această gumă. De zahăr. Bun, hai să trecem mai departe. Am niște geleuri. Acestea este în formă de gogoașă. Mai am încă unul. Unul este mov și celălalt este portocaliu. Acesta este în formă de brioșă. Iar acesta este în formă de wafă. Și de la aceeași companie am găsit și aceste bobițe de fasole, doar că sunt geleuri. Să desfac prima dată acest brioșă și sunt foarte curioasă ce gust are. Văd că are propriul ambalaj și s-a cam turtit puțin, dar nu e o problemă. Arată foarte bine. E un geleu dulce și are gust de zahăr. Am să desfac una dintre aceste două gogoși. Cred că am să desfac pe asta portocalie. Uitați ce drăguț arată gogoașa. Zici că e reală. Hai să vedem ce gust are. Are gust de portocale. Asta e foarte gustoasă. Așa. Acum să desfacem asta. Wafă sau ce zice că este. Ce drăguț! Asta arată cel mai bine dintre toate, sincer. Aici e wafa sau napolitana. Și avem 3 feliuțe de banane și căpșuni. Foarte interesant. Hai să gustăm. Partea asta chiar are gust de banane. Cred că dintre cele 3... Și mai mult recomand această wafă. Arată și foarte drăguț și e și foarte gustoasă. Acum hai să desfacem aceste geleuri.
avem câteva culori. Este una singură albă, verzi, portocalii și roz. Am să gust una roz. Astea au gust de zahăr dulce, nu au gust de fructe, dar sunt foarte gustoase. Ce-ar fi să continuăm cu ceva mai altfel? Am găsit aceste pliculețe, tot la 1,50 lei. Și acesta este cu un unicorn roșu. Nu înțeleg de ce le pune prețul pe față, dar... Na. Asta e. Nu e o problemă. Ok, acesta este cu ponei. Și e cu căpșun. Acest pliculeț este cu un cățel. Scrie Pet Surprise. Și cred că are gust de mure. Iar acesta este cu dinozaur. Arată foarte înfricoșător acest T-Rex. Dino Planet. Iar acesta are gust de mere. Toate trei sunt același lucru. Așa că am să desfac pe acesta cu dinozaur. Hai să vedem dacă chiar are gust de măr. Aici pe ambalaj arată că este o acadea. Și avem din nou acest praf, care ar trebui să fie acrișor. Wow, în interior este verde. Aici este acadeaua, care deja e plină de praf. Și aici avem zahărul. Hai să vedem dacă chiar are gust de măr. Chiar are gust de mere. Și hai să vedem cum este praful. Wow, e tot verde. Uitați aici ce culoare are. Aoleo! Wow! Eu sunt obișnuită cu dulciurile. Și ăsta e foarte acrișor. Dar e gustos. Așa că, dacă găsiți astea la magazin, vă recomand să vă luați un piculeț. E ieftin și chiar e gustos. Bun. Am să continui mai departe cu ceva mai diferit. Am găsit această prăjiturică de la Today. A fost un leu, după cum se vede. Și spune că este cherry bomb. Așa că hai să vedem. Dacă chiar arată ca pe ambalaj, sunt foarte curioasă. Îmi place foarte mult faptul că ambalajul este roz, ceea ce m-a și făcut să-l cumpăr, și faptul că nu am mai gustat, așa că... Hai să vedem! Wow! Wow, deci serios! Arată foarte delicios! Și arată ca niște prăjituri din alea scumpe, gen dacă o pun pe farfurie. Stați așa o secundă. Deci, sincer, dacă o punem pe farfurie, așa arată ca și cum am primit o prăjitură la restaurant. Adică, mie mi se pare că arată super mișto și foarte așa luxos, sau nu știu cum să zic exact. Hai să gustăm să vedem dacă e și bună. Are gem în interior și toată partea asta de pe spate este ciocolată albă. Prin urmare, dacă găsiți această prăjitură la magazin, vă recomand 100%, e foarte gustoasă și arată foarte bine. Am să continui. Încă câteva lucruri mai avem. Avem 3 batoane și un colier din zahăr. Cred că ați mai văzut și voi la magazinele astea, ori colier, ori brățară, este doar zahăr. Mi s-a părut doar că arată foarte interesant. Nu are rost să-l gust, vă zic eu, are doar gust de zahăr. Dar am zis să-l includ și pe acesta în videoclip. Bun.
Așa că hai să continuăm cu trei batoane pe care nu le-am mai văzut niciodată. Sunt foarte curioasă. Primul este acesta, scrie cash pe el. Și zice că este cu caramel. Hai să vedem dacă merită. Acesta a costat 50 de bani. Foarte ieftin. Am mai avut eu batoane din astea care le-am cumpărat și au fost ieftine și n-aveau gust bun, dar hai să vedem asta dacă merită cei 50 de bani. Cam așa arată batonul. Hai să gustăm. Așa e în interior. Dacă ești fan ciocolată neagră, batonul ăsta e pentru tine. Am să vi-l recomand pe cash. Chiar e bun, ținând cont că a fost 50 de bani, e gustos, are și caramel în interior. Uitați-l și pe clujuleț. Pisi, Cluju. Da, e cam ocupat. Dar a stat aici lângă mine cât am filmat și e foarte, foarte drăguț, e la fel de dulce. Nu? Hei! Uitați ce drăguț, și are niște ochișori așa frumoși și verzi. Bun. Continuăm mai departe cu videoclipul cu dulciuri. Acum am să gust acesta. Nu am știut că Papita face noi batoane de ciocolată. Și se numește Papita Doofy. Nu știu de ce au zis Doofy, dar ok, sună amuzant, poate de aia. Și hai să vedem în ce constă acest nou baton. Wow! E plin de cereale. Și arată ca și o ciocolată. Hai să vedem dacă e bun. Fiindcă asta destul de mult pe masă, dar important este faptul că este gustos. Are gust de lapte și are și cereale în interior. Am să vi-l recomand tuturor. Ultimul baton pe care l-avem de încercat este acesta și scrie pe el fruit bar orange flavor. Deci este cu portocale. Acesta a costat 1 leu. Cam așa arată, arată foarte, foarte bine. Haideți să-l gustăm. Are un gust delicios. Dacă îți plac chestiile cu portocale, batonul ăsta e pentru tine, adică e foarte, are un gust foarte intens de portocale, asta vreau să zic. E gustos și îl recomand. Mai avem încă 2 lucruri. Printre care și o gumă. Am găsit aceste 2 pachete de biscuiți. Nu i-am mai văzut până acum niciodată. Unul este cu ciocolată, după cum se poate observa, și unul este cu căpșuni. De aceea am să pun și în titlu între 1,50 lei și 2,50 lei, fiindcă acești biscuiți au costat 2,50 lei, dar arată foarte bine. Acum nu am să desfac ambele pachete, dar îl vom desface pe acesta cu ciocolată să vedem dacă chiar arată ca pe ambalaj și dacă sunt gustoși. Eu mă chineam să-l desfac pe aici ca tot omul, bănuiesc, și am găsit o chestie din asta prin care doar... Da, e atât de simplu să-i desfacem, ok, bun. Poate doar eu nu sunt atentă la detaliile de genul, dar... Hei, am reușit să desfacem biscuiții! Și spre surprinderea mea, chiar arată ca pe ambalaj! Adică, wow, sunt foarte frumoși! Bineînțeles, din nou, dacă îi punem pe farfurie, arată foarte...
special, ca și cum au fost foarte scumpi. Bun, hai să gustăm să vedem dacă e bun. Prea sunt fan biscuite. Adică nu mănânc foarte mulți biscuiți, dar atât de gustoși sunt acești biscuiți, încât chiar aș putea să mănânc tot pachetul. Dacă găsiți la magazin cumva, vi recomand cu toată căldura, deci 100%, da, sunt foarte gustoși. Îi ador. O să trecem mai departe la ultimul nostru dulce din acest videoclip. Arată cam așa. Este gumă. Nu știu dacă s-o pot să iau prețul de pe el. A fost 2,50 lei. Bineînțeles că nu pot să iau prețul jos. Ok, nu e o problemă. Scrie că are un sticker în interior și sunt foarte curioasă dacă chiar are un sticker în interior. Așa că hai să desfacem. Cam așa arată. Îmi place foarte mult faptul că este împachetată într-un alt ambalaj această gumă. Sunt sigură că are gust de măr. Nu o să mai gust acum, că am mâncat foarte multe dulciuri. Iar acesta este stickerul? Da, stickerul nostru. Am crezut că e tatuaj. Acesta este stickerul nostru. Foarte, foarte drăguț. Acesta a fost videoclipul meu pentru voi astăzi, de Halloween. Să mai arăt o dată mai de aproape tatuajele. Acest peanjen foarte înfricoșător. Da. Sper din suflet că v-a plăcut videoclipul meu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și să-mi scrieți în comentarii care a fost dulcele vostru preferat de astăzi. Al meu, cu siguranță, a fost această prăjitură. Ne vedem în următorul videoclip!